deces la Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria din Iași. Un bebeluș de 11 luni a murit în această dimineață la câteva zile după ce a fost diagnosticat cu gripă. Fetița era internată de 9 zile în unitatea medicală de la Iași după ce a fost transportată în stare critică de la Spitalul Județean din Vaslui. Copila era intubată și ventilată mecanic și suferea și de alte afecțiuni medicale. Aceasta nu era vaccinată antigripal, au precizat medicii Spitalului de Pediatrie Sfânta Maria. Este primul deces cauzat de gripă și înregistrat în spitalele din Iași de la începutul sezonului.